Ansamblul Lucruri de Tezauri din Periam a luat ființă acum 6 ani, în urma unui proiect cultural în cadrul Liceului Teoretic din Periam, ulterior parte a ansamblului formând nucleul ansamblului Tradiții Arădene din Arad. Împreună obținând multe premii județene, peste 20 naționale și peste 6 premii internaționale. La toate secțiunile, ansambluri, grup, dansator, solist dansator sau solist vocal, peste 10 locuri întâi, restul 2 și 3, culminând cu trofeul Festivalului Internațional Joc Românesc din Serbia. În iulie 2012, în satul Jitkovița, unde au participat peste 12 țări. Așadar, la Festivalul Valeriu Buciu, ediția a doua din 2013, Joc din Țara Zărandului, cu ansamblul Muguri de Tezaur, coordonator și instructor Pompilia Bătavu și Luminița Bobu, coregraf Ilie Macovei.